требуемый с МКМ, дакавен диабет захарат. Приму. Отрадим атенция ла продусили карикунцин глучиди. Майлес ла продусили карикунцин глучиди са карбохидрат рапидс. Адика ачей каряу индичили гличемик мари. Дела шаптизеч шинсус. Дечели сон перекуласи, деварычи дак ной ли администрем, адика мынкем алиментили ачестия, или фуарти рапид креск к нивелу ди глюкозы инсинджи, ши порнеск туати скимбырили ачестия хормонали кариспитрекан организму омлы. Дой. Deci, atragem atenție la produsele sau unele suplimente care conțin crom, anume picolinat de crom. De ce? Deoarece s-a demonstrat că anume mineralul acesta ajută la menținerea nivelului de glucoză în sânge, care nu permite schimbări bruște a nivelului de glucoză. De ce produsele acestea sunt binevenite, anume în diabet zahărat, mai ales în diabet zahărat de tip 2. 3. Atragem atenție la proteine. Proteinii tot sunt foarte importante. Ele nu influențează practic nivelul de glucoză în sânge, dar nivelul de consum a proteinelor trebuie să fie la nivel de 0,38 1 gram pe kilogram masă corp pentru o persoană matură. De ce atragem atenție și la proteinile? Grăsimile, mai ales cele nesănătoase, saturate, grăsimile ca ulei de palmier, ulei de cocos pot stimula dezvoltarea anume a complicațiilor a diabetului zahărat. De aceea consumăm grăsimi sănătoase, omega-3. Care sunt surse de grăsimi sănătoase? Este uleiurile vegetale nerafinate, ulei de semințe de in, de bostan, de floarea soarelui, de măsline, peștele, mai ales peștele nu din acvacultură, dar cel care este prins în mări și oceane, care conține omega-3 și ca sursă sigură de omega-3 este și uleiul de alge și uleiul de crin. Sunt unele produse care nu conțin anume carbohidrați glucidi, dar influențează la nivelul de insulină în sânge, adică au un indicele insulinic destul de ridicat. Așa produse sunt lactatele, iaurturile, kefirul și brânzeturile. Deci evitați consumul de produsele acestea, mai ales într-a doua jumătate a zilei sau înainte de somn, că cele vor mări nivelul de insulină și vor crește ca în lungă perspectivă, anume rezistența periferică la insulină. Atrageți atenție la unele produse care, în dependență de forma în care sunt consumați, își schimbă indicele glicemic, adică își schimbă modalitatea de acțiune asupra nivelului de glucoză în sânge. Un exemplu clasic este morcovul. Morcovul crud, de exemplu, dacă îl consumați crud, are indicele glicemic 20 undeva, dacă l-ați fiert, indicele glicemic crește foarte mult, practic până la 70-80.